Bună dimineața, bine ați revenit pe Doctor de Permise, eu sunt Alex. Azi e duminică, obișnuit fiind să mă trezesc de vreme și dacă îmi doresc să dorm mai mult, nu pot. Așa că haideți să filmăm. Și haideți să filmăm ceva ce ieri a încurcat unul dintre elevii mei. Cred că titlul vi se pare funny, contractul cu accelerația, dar cei mai mulți dintre voi exact așa vă comportați. Ce înseamnă asta? Înseamnă că de fiecare dată când schimbați treapta de viteză, ideea voastră este că trebuie să apăsați accelerația. Eu vă spun că asta e complet fals. Și de fiecare dată, pentru a argumenta, folosesc un citat care spune că nu totul este alb și negru, ci avem și foarte mult gri. Exact așa este și cu mașina, exact așa este și la condus. Nu există doar frână și accelerație, există și asta. Adică între ele. Momentul în care mașina ta merge, deși tu nu apeși, sau există momentul în care ai pus piciorul pe accelerație și ții acolo doar pentru a menține. Eu merg acum cu 35 de km la oră și nu apăs accelerația mai mult pentru a crește treapta mea de viteză. Observați aici în bord. Și eu am 35 de km la oră. Nu înseamnă că dacă i-am dat a treia, trebuie să apăs accelerația în așa fel încât mașina mea să ajungă la... Cu a treia merge peste 100 dacă îi dai tura ții mult. Înțelegeți? Deci atunci când... Eu am avut un video despre cum să obții cel mai bun consum în oraș. Și spuneam așa, cox în treapta 1-2 și cu 3 doar menținem. Exact același lucru aveți și voi de făcut. Odată ce ați ajuns într-o dreaptă superioară, în felul acesta demonstrați examinatorului că voi cunoașteți mașina și știți ce aveți de făcut, da? Deci nu este nevoie să creșteți treapta de viteză, pentru că, repet, puteți ajunge la o viteză de deplasare foarte mare dacă dați turați în treapta 3. Și atunci ce facem? 1, 2, creștem relativ repede turațiile și cu 3 doar menținem. Asta pe de o parte. În al doilea rând, putem ajunge la... viteza la care ne dorim încetinind, renunțând la accelerație. Da, eu am 60 de km la ora cuș. 58, 59, 60. Văd că în față s-a făcut roșu. Am luat piciorul de pe accelerație. Am luat piciorul de pe accelerație, mașina mea scade. Am 50 acum. Am 40 acum. Deci nu faceți greșeala ca din viteză mare de deplasare să apăsați ambreia și frână. Pentru că până să ajungeți acolo, puteți foarte simplu să renunțați la accelerație și mașina voastră, fără niciun efort, fără niciun consum de energie, reduce viteza. Deci, pe de o parte, folosiți treaba cu eliberatul accelerației și atunci când vreți să mergeți liniștit, când ați crescut treapta de viteză, și atunci când vreți să încetiniți. Vedeți câte lucruri se fac numai din dozarea accelerației? Spuneam unui băiat odată, un băiat care conducea foarte bine, că pot face pariu cu el că nu-i nevoie să apăs frâna decât în cazuri de urgență și la roșu semaforului. În rest, pot să traversez orașul fără să mă ating de pedala de frână. Nu m-a crezut, a pierdut pariul. Deci se poate, învățați în maniera asta, învățați să dozați accelerația. Când voi sunteți la ore lângă mine și vă spun dozați accelerația, poate că nu înțelegeți exact sau nu sunteți atenți la ce vă spun eu. Acum, ascultând acest video, stați acasă și dați-vă seama că numai din felul în care apăsați accelerația mai mult sau eliberând-o, voi puteți să conduceți în oraș fără să fie nevoie de frână. Ca începător, nu neapărat vei reuși asta de fiecare dată. Poate că în afara orașului îți va ieși mai bine și mai ușor decât în oraș, dar acolo trebuie să ajungi. Pentru că dacă ți-aș pune calculatorul instant și, repet, fac referire la videoul meu în care vă povesteam despre consum, dacă pun pe afișaj consumul instant, BMW-ul nu mi-l dă, probabil de rușine. Da? O să vedem că în clipa în care eu accelerez, așa, am crescut viteza, și acum eliberez pedala de accelerație, consumul meu instant este zero. Tot ce se mișcă în interiorul motorului se mișcă datorită inerției, nu datorită consumului de carburant. Înțelegeți ce încerc să vă spun? Deci, repet,
conștientizați că nu aveți contract cu accelerația și scoateți-vă din minte treaba că atunci când dați o treaptă de viteză superioară, e nevoie de accelerație la podea. Sau de accelerație mai multă, nu neapărat la podea, dar multă. Da? Când am ajuns deja în treapta 3 sau poate chiar treapta 4 în zonele unde există limitare de 70 și voi mergeți cu 50 sau cu 60, da? Pur și simplu mențineți. Obișnuiți-vă să simțiți accelerația și să mențineți piciorul acolo în așa fel încât să mențineți o treaptă de viteză constantă. Bun? Despre asta mi-am dorit să vorbesc cu voi astăzi. Eu am fost Alex și până data viitoare vă doresc drumuri bune.